Salutare la toată lumea, bine v-am găsit fraților la un nou episod de Danger Zone. Dacă mai vreți episoade de genul în continuare, dați și voi un like și un subscribe la canal. Și da, titlul nu este clickbait, o să povestim imediat despre chestia asta, doar așa să aterizăm aici. Deci, bă, am încercat asta să filmez la episoade, vai. Am încercat și pe conturi Prime și pe conturi non-Prime. M-am chinuit la un cont, deci gândiți-vă la un cont de rang, să-l fac rang 2, am stat 2 ore, bă. Deci 2 ore am stat să fac un cont rang 2. Deci nu mai e jucabil, bă, CSGO. Nici măcar cu hack nu mai e jucabil, bă, voi vă dați seama ce-o ajuns, bă, jocul ăsta. Și da, titlu, hai să revenim la titlu. Titlu, nu este clickbait, chiar mă gândeam să mă las de YouTube. Pur și simplu, în ultima vreme, sau nu neapărat de YouTube, nu să mă las neapărat de YouTube, să mă las de hacking. Pentru că, da, în ultima vreme, na, uite, m-am deschis ușa să iau toporul, doamne. În ultima vreme nu mi se mai pare deloc amuzant să joci cu hack, nu mi se mai pare deloc amuzant să filmezi cu hack. Da, îl recunosc, la început mi se părea șmecher, ziceam, bă, frate, ce șmecher, joc cu hack alea. Dar de atunci nu mi se mai pare, mă rog, de atunci, știți că eu prin luna iulie mă lăsasem de coduri. Deci din iulie până în decembrie n-am mai jucat deloc cu coduri pe CS, mă rog, n-am mai jucat CS deloc. După aia prin decembrie m-am reapucat de hacking pentru că mulți mă disperați cu mesajele, îmi trimiteați mesaje și pe Instagram și pe Facebook și prin e-mail-uri îmi trimiteați mesaje. Bă frate, de ce nu mai joci cu ei? Bă frate, păi ce asta? Bă frate, nu știu ce. Și am zis să mai dau o șansă hacking-ului și din decembrie până acum în februarie am jucat în continuu cu hack. Faza este că pur și simplu nu mi se mai pare nimic amuzant în chestia asta în ultima vreme, adică chiar din decembrie de când m-am apucat. Pur și simplu mă forțez să filmez, adică mă trezesc dimineața în weekend, de exemplu, pe la ora 8 și zic, va, iară trebuie să filmez, iar îmi pierd timpul cu prostiile astea, știi? Pur și simplu nu mi se mai pare amuzant, frate, nu mi se mai pare nimic amuzant în chestia asta și o fac pur și simplu, de fapt nici nu știu de ce o mai fac până la urmă, pentru că eu nu mă bucur când fac chestia, normal, YouTube ar trebui să fie făcut din pasiune, să te distrez și eu în fază e că eu nu mă mai distrez făcând chestia asta. Mă rog, YouTube-ul, da, într-adevăr, mi se pare o chestie super șmecheră și mie checking-ul în sine nu mi se mai pare o chestie neapărat wow, știi? Dar faza e că știți că eu am mai încercat să postez și alte jocuri. Am postat și PUBG, și Fortnite, și GTA 5, de toate, și Vivem. De toate am postat. Faza e că voi pur și simplu nu vă uitați la altceva în afară de hacking. Și vreau la episodul ăsta să-mi ziceți câteva jocuri, alte jocuri, nu știu, pe care le jucați voi sau pe care ați vrea să le vedeți pe canal. Nu o să închid de tot seria de hacking, numai că o să postez mai rar hacking, pentru că, v-am zis, nu mi se mai pare deloc amuzantă chestia asta. O să postez mai rar pentru cei care s-au abonat pentru hacking, dar o să postez și alte jocuri pentru cei care vor să vadă și altceva, nu doar hacking pe canal, pentru că, sincer, hai să fim serioși, ce vedeți voi așa de amuzant în hacking? Pentru că lumea nici nu se prea mai oftică. Hai să zici că îi vedeai pe aia cum dau rage-uri de alea. Lumea nu se mai oftică. E practic un meci de competitiv normal, numai că e cu hack. Știi, deci na, mama, am zis că ăla mai era unul puii mei care zicea de astea. Mă rog, deci e, nu mai e nimic amuzant. Știi, mai bine joc fără hack. Dar fără hack nu mai merită juca, pentru că dai în fiecare meci de coda și doar te enervezi. Și da, am început să mă enervez foarte mult la CS. Am dat niște rage-uri ieri, știți că eu ieri n-am postat. Am încercat să filmez, m-am trezit dimineața pe la 7, până la 12 am încercat în continuu să filmez 5 ore. N-am reușit să scot niciun meci, frate, ca lumea. Pur și simplu, nu mai e jucabil CS-ul. Dai numai de paralizați, numai de trollări, de cheateri oricum, dădeai de mult, deci cheaterii de mult în CS:GO. Dar pur și simplu nu mai e jucabil, frate. Și că îmi dădea crash în continuu CS-ul și cu X fără când îmi dădea crash în continuu. Și de asta m-am enervat foarte mult. Într-un match mi s-a dat, știți că eu de obicei când intru în CS:GO mi se dă microfonul în maxim. Na, îmi dăduse crash CS-ul, am reintrat în CS și am uitat să-mi dau microfonul înapoi pe volumul normal. Și am jucat tot meciul cu microfonul maxim. Ce să mai, cum să mai pui episodul ăla? N-aveam cum, vă spărgeam urechile și în Sony Vegas dacă dădeam sunorul mai încet la ăsta la microfon, n-aveai cum, tot se auzea foarte distorsionat, n-aveai cum, nu mă înțelegeați pur și simplu ce zic. Și am zis, bă, piciorul aia o zi fără episod nu e mare scofală, dar oricum, eu nu mai fac chestia asta din plăcere, asta e faza și pentru mine asta e cel mai important, nu sunt importanți banii pe care îi fac din YouTube, pentru că dacă aș fi făcut YouTube pentru bani, cum zic unii, aș mai fi postat și acum hacking, pentru că da, e, oricum fac mai mult decât
făcând alte chestii, pentru că știți și voi că eu când m-am apucat să postez alte jocuri, de-abia se mai uitau 3000 la un video de-a meu, aveam 3000 de vizionări. Când postez hacking, am pe puțin 6-7000 de vizionări, 7-8000, depinde, am avut și 10-15000, am și episoade cu 50.000, deci oricum făceam mult mai multe vizualizări făcând hacking. Da, eu nu fac chestia asta pentru bani, nu o fac pentru popularitate, eu YouTube-ul fac din plăcere. Pentru că eu până în 2017, până în noiembrie 2017, nu mă știa nimeni pe YouTube. Eram anonim, aveam 3000 de abonați, aveam 20 de persoane pe live maxim. După aia când m-am apucat de hacking am crescut foarte mult, am avut un boom, să zic așa. Din decembrie până în ianuarie, într-o lună am făcut vreo 7000 de abonați și eu aveam de la 4000, aveam 11, nu, cât aveam? 10-11.000 pe acolo, oricum făcusem foarte mulți abonați din hacking. Și puii mei, pe chestia asta m-am axat de atunci, am văzut că merge, am văzut că lumea chiar se uită și la chestia aia am început să mă uit. Dar după câteva luni am constatat că nu mai e așa de wow, nu mi se mai pare, cel puțin mie, acum nu știu dacă vouă vi se mai pare cool sau șmecheră chestia asta să joci cu Egg. Dar pe mine nu mă mai satisface, frate, eu nu mai văd nimic ca wow în chestia asta de a juca cu Egg. Și nu că vai că e bat pe toți, că de-alea, nu. Pur și simplu, nu mi se pare distractiv. Eu mă joc CS, adică CS-ul nu mi se mai pare distractiv. Înainte chiar te distrai pe CS, prin 2015-2016 când jucam eu ca lumea, te distrai pe CS. Acum nu te mai distrezi, nici dintr-un match, ăia doar se înjură, doar... Bine, și în 2015 se înjurau, dar atunci era mai amuzant că nu erau codați, se înjurau ei de proști, știi? Dar acum au și un motiv să se înjure. Deci, na, mama, am jucat să nu vă zic că am jucat vreo două meciuri, de-am dat numai de ruși care se înjurau, mi-au dat și kick într-un meci, frate, deci n-ai, e balamuc total pe matchmaking, n-ai ce să joci matchmaking, frate. N-ai, din 10 meciuri cât încerc eu să filmez, să mă uit pe telefon, aoleu, am un mesaj, hei, mă fac, stai așa un pic. Vin imediat. Așa, stați un pic că am niște treabă după episod, dar... Am zis să-l filmez acum repede. M-am pus eu... Da, asta e deja spartă cutia. Da, e deja spartă. Stai, unde rămăsesem? A, da, cu... De fapt, hai să schimbăm subiectul. Cum ați prins faza. O să postez legit hacking, mă rog, hacking în general. O să postez numai că o să-l postez mai rar pentru că... Aoleu, aici e zona, frate. O să postez mai rar pentru că nu mi se mai pare așa de wow. Și să-mi recomandați jocuri în comentarii pe care aș putea să le joc și pe care vreți să le vedeți pe canal. Pentru că mi-am luat calculator performant, frate. Mi-am luat calculator nou prin mai doar pentru chestia asta, să fac mai multe jocuri pe canal. Nu, frate, eu dacă postez altceva nu vor abonați, frate. N-ai ce să faci. Deci de-aia vreau să-mi recomandați, frate, alte jocuri pe care ați vrea să le vedeți pe canal. Nu veniți cu de-alea, bă, frate, CSGO hacking, să mă dizabonis, frate. O să postez și CSGO hacking, dar mai rar un pic. Deci vreau să-mi recomandați jocuri de, nu știu, 5M. Am jucat 5M, nu prea v-a plăcut, dar nu știu, dacă vreți pot să mai fac. Sau PUBG, Fortnite, GTA 5 online normal, Caterinca, chestii, videouri cu Caterinca pe GTA 5 online, cum făceam eu mai demult, funny moments și de alea. Pot să fac multe chestii de genul dacă vreți și voi. Și chiar... Sunt super calmea și chiar vă distrați, nu doar, nu s-au auzit doar în jurături cum se aud pe matchmaking și chestia asta, nu știu, ia spuneți-mi și mie în comentarii, acum serios, vreau să văd și eu aici în comentarii ce vi se pare vouă așa de wow la chestia asta cu CSGO hacking, vreau să văd așa în comentarii, poate mă convingeți și pe mine, poate nu știu, poate intră așa plăcerea din nou să joc cu CSGO hacking. Asta vreau să-mi ziceți și mie ce vedeți voi așa de wow în CSGO hacking. Dați să văd unde e ultimul. A, ultimul e acolo. Hai că aștept să-mi vină gloanțele și mă duc pe el. Unde ești, frate? Drona mea. Deci ziceți și voi în comentarii ce vedeți așa de wow în chestia asta cu CSGO hacking. Chiar sunt curios. Deci jur că mor de curiozitate. Pentru că eu, în afară de nervi și nopți pierdute... Cu editatul și filmatul nu văd, mă rog, pierdute. Nu că-s pierdute, dar măcar de-ar fi pierdute pentru ceva ce știu că fac din plăcere, nu pentru ceva că știu, care știu că mă enervează, știi? Na, puii mei, cam v-am zis punctul meu de vedere, ziceți și voi în comentarii acolo, ziceți-mi și jocuri pe care ați vrea să le mai vedeți pe canal, live-uri, etc, cu jocurile alea, că îi dau untap ăsta. Hă-ți! Băi, ești nebun, i-am dat untap, lol. Lol, haha. Vreau să văd chestia asta, deci vreau să văd neapărat chestia asta. I-am dat-o din greșeală. Deci nici n-am vrut să-i dau, frate. Auzi, așa, ce cai că dau mata, mi-am dat la Caterinca și chiar l-a luat. Și nici n-am mai mult pe cap, deci vezi aici, pro player, frate. Așa. Ma.
Stai să vezi, mă acuză ăștia de hacking aici. Ia, mă acuză băieții? Nu mă acuză. Cât? 6 kill-uri? Nice! Bă băieți, oricum, sper că v-a plăcut acest episod. Dacă mai vreți episoade de genul în continuare, dați frate și voi un like și un subscribe. Recomandați-mi jocuri în comentarii, scrieți și voi ce vi se pare așa de wow la Legit Hacking, cel puțin în 2019, pentru că da, hai să zic, atunci când era ceva nou prin 2017, mai ziceai. Dar ce vi se pare așa ceva wow? Și stați și voi acolo un like și un subscribe la canal, dacă mai vreți episoade de genul în continuare. Salut!